Bun. Și acum revenim cu partea a doua. Când nu există compatibilitate între cele două, între software și BIOS, sau între BIOS și placa de bază, în realitatea umană apar dracii și zbierăturile. Ceea ce se cheamă infectare cu troian sau malware. Și noapte de noapte veți auzi în bloc, frate, gălăgii, zbierături și dojeni ale unui părinte supărat că al său fiu sau fiică a primit un soft eronat sau un troian în casă sau un malware care trebuie devirusat sau eliminat. Acest lucru se poate face prin un control psihiatric, pentru că na, este un virus până la urmă care trebuie eliminat. Iar doctorul este un antivirus. Bine. Și acum partea a treia. Când compatibilitatea e 100%, nu mai auzi nici măcar o zbierătură. Nici măcar o dojană de tată sau de mamă, ci nici măcar n-auzi de sfântul psiholog care să te scoată din necaz că ai primit un update eronat la sex și capul s-a blocat. O zi plăcută!